Odată cu închiderea minei Aninoasa, un întreg oraș a rămas în aer. Pentru că totul depindea de extragerea cărbunelui, bugetul local a rămas gol, oamenii au ajuns șomeri sau au intrat în pensie, iar localitatea a intrat în faliment. De atunci au trecut 5 ani și nimic nu s-a schimbat în bine. Din punct de vedere financiar, am pierdut aproximativ 100 de miliarde de lei vechi la bugetul local. Bani care intrau sigur pentru că erau din impozitul pe salarii și din impozitele directe pe teren și pe clădiri. Asta e cea mai mare problemă care ne-a dus la micșorarea veniturilor și, bineînțeles, la creșterea unor datorii și la neplata la timp a anumitor servicii prestate către populație și către instituțiile primăriei, mă refer la școli, grădinițe, centru cultural și așa mai departe. Aduceți aminte că am avut probleme deosebite cu iluminatul public, în sfârșit l-am rezolvat și nu mai avem probleme, dar 8 luni și jumătate am stat fără iluminat public din cauza lipsei fondurilor la buget. Deci cam asta s-a întâmplat și, bineînțeles, au crescut numărul pensionarilor în oraș, pentru că majoritatea au ieșit la pensie, iar ceilalți consumă aproximativ 12 ore ca să meargă de la locul de muncă, deși serviciul de 6 ore. Mă refer la cei care, 380 de cetățeni care mai sunt în sistemul mineritului și fac naveta de la Aninoasa până la Urican și Lonea. Din cei aproape 5.000 de locuitori ai orășelului, doar câteva sute mai au un serviciu în prezent. Aproape 400 sunt încă mineri, dar sunt nevoiți să facă naveta în alte localități ale Văijiului. Peste câteva luni, mulți dintre ei vor îngroșa rândurile șomerilor sau pensionarilor, aflându-se printre cei 900 de angajați ai companiei care vor fi concediați.